pornografia este sămânța divorțului. Chiar dacă nici nu ești căsătorit. De ce? Pentru că în timpul consumării pornografiei, ca și în timpul actului sexual, se împrăștie în organism niște substanțe chimice care te ajută să te legi de persoana cu care ai actul respectiv. În pornografie ești legat cu ajutorul acelor substanțe eliberate în corp de persoana pe care o vezi la monitor, da? Ești legat de tipul respectiv de act sexual. Așa că atunci când te căsătorești, îți va fi foarte greu să te legi de persoana cu care te-ai căsătorit și îți va fi foarte greu să accepti tipul de manifestare sexuală pe care o va avea persoana respectivă, pentru simplu fapt că tu ai trăit într-un tipar aproape opus la ceea ce ai văzut în pornografie. Pornografia este o distrugere sistematică a împlinirii, a satisfacției, a bucuriei sexuale pe care o poți experimenta în căsătorie.